Cătălin Ivan a adăugat că premierul ar fi fost un președinte de partid bun dacă PSD nu ar fi preluat guvernarea în 2012. Ponta nu s-a mai ocupat suficient de partid începând de atunci, a adăugat europarlamentarul. Sunt cel mai puternic contracandidat al lui Victor Ponta. Este un premier foarte bun. Ar fi fost un președinte de partid foarte bun dacă nu am fi preluat guvernarea în 2012. Atunci a fost momentul când nu s-a mai ocupat atât de mult de partid. În fine, este un capitol închis, un proiect a luat sfârșit. Capitolul prin care Victor Ponta ar fi trebuit să câștige președinția s-a încheiat cu un eșec, a spus europarlamentarul PSD Cătălin Ivan la un post național.